Bayer Leverkusen a reușit imposibilul și a încheiat dominanța lui Bayern München în campionatul Germaniei. Leverkusen a reușit să câștige titlul și într-o manieră extraordinară, fiind neînvinși în 44 de partide. Și asta m-a pus pe gânduri. Așa că am decis ca în acest episod să o punem pe Bayer Leverkusen în toate ligile din FC24 și să vedem dacă echipa antrenată de Xabi Alonso poate câștiga toate ligile sau măcar peste 10. Acesta este obiectivul în acest episod, ca Bayer Leverkusen să câștige 10 campionate. Aceasta este echipa lui Leverkusen cu starurile Wirtz, Frimpong sau Grimaldo, de asemenea mai știa că a fost la Arsenal. În rest, echipa nu este senzațională și nici portarul nu este chiar cel mai bun, însă le vom da un mic avantaj, și anume, de fiecare dată când Bayer Leverkusen reușește să câștige un campionat în FC24, au dreptul să fure cel mai bun jucător din acea ligă. Și primul campionat este cel al Argentinei, unde Bayer Leverkusen a terminat pe locul 1. Deci avem primul campionat câștigat de Leverkusen și cel mai bun jucător din Liga Argentină este Ever Banega, care semnează cu Leverkusen. Continuăm cu Liga Australiei, unde au un sistem foarte interesant și Leverkusen a fost pe primul loc, însă asta nu înseamnă că au câștigat Liga, pentru că au Elimination Finals, Semifinals, unde Leverkusen a câștigat, așa că au fost în finală, unde au câștigat și aici 1-0, deci Leverkusen este și campioana Australiei. Iar cel mai bun jucător din Australia este acest Lechi. Continuăm cu campionatul Austriei, unde Leverkusen a fost pe primul loc în turul campionatului, dar avem play-off-uri, la fel ca și în Superliga României, unde Leverkusen a fost tot pe primul loc, deci un alt campionat câștigat. De asemenea, a fost în Champions League, pe care Leverkusen are cum să-l câștige. Finală Barcelona-Real Madrid. Leverkusen a trecut oare de grupă? A trecut, însă a pierdut cu Porto la penaltiuri. Iar cel mai bun jucător din Austria este Solet. Suntem în campionatul Belgiei, unde din nou Leverkusen a reușit să câștige și play-off-ul și turul campionatului. Și au fost în Champions League, însă au ajuns în Europa League, unde au pierdut în sferturi cu Ajax. Iar cel mai bun jucător din campionatul belgian este Toby Alderweireld, care vine la Leverkusen. Am băgat-o pe Leverkusen și în China, unde... da, au câștigat campionatul la 3 puncte, puteau să-l piardă. Iar cel mai bun jucător din China este brazilianul Oscar. Ne întoarcem în Europa la campionatul Danemarcei, unde Leverkusen a fost din nou pe primul loc și n-a pierdut nici în play-off. De asemenea, a ieșit pe primul loc în grupa E de Champions, a bătut-o pe Sevilla în runda 16-a, însă în sferturi a fost învinsă de Paris Saint-Germain. Iar cel mai bun jucător din Danemarca este Daniel Vaz. Urmează acum cel mai greu test de până acum al celor de la Leverkusen, și anume Premier League. Și a venit momentul adevărului. Este Leverkusen în stare să câștige un campionat atât de pretențios pe cum este Premier League? Ei bine, ne luăm aici, de la locul 13. Nu vedem niciun fel de Leverkusen. Locul 12 nu, locul 11 nu, locul 10 nu, locul 9... eșec total pentru Leverkusen în Premier League. Locul 9, Manchester City este campionă și Newcastle pe 2. Iar Leverkusen a terminat pe locul 3 în această grupă de Champions, a pierdut din nou în sferturile Europa League. Și din păcate nu reușește să fure vreun jucător din Premier League, iar acum urmează din nou un test foarte greu, și anume campionatul Franței, unde clar PSG-ul va fi greu de învins. Și haideți să vedem dacă Leverkusen a reușit să pună capăt dominației lui Paris Saint-Germain și... what? Ok, da, deci până acum în campionatele puternice Leverkusen prinde doar locul 7, PSG campioană, doamne, doamne, îngrozitor, îngrozitor, m-a așteptat la mai mult de atât, sincer. Și am pus în această grupă de Champions, unde au terminat chiar pe ultimul loc. Și urmează campionatul Germaniei, unde sper să reproducă ce au făcut și în viața reală, pentru că ne-a ajutat foarte mult un jucător de la Bayern München. Așadar, haide să vedem dacă reușim să câștigăm Germania, așa cum am făcut-o și în viața reală cei de la Leverkusen. Nu mai suntem pe locul 7, nici locul 6, nici locul 5, nici locul 4. Aoleu, locul 3. Borussia Dortmund este campion, adică nici măcar Bayern München. Ah, doamne, ce mă enervează. Cupa Germania a luat-o Bayern și în Champions League nu i-am mai băgat în Champions League. I-am lăsat în Europa League, unde... unde au pierdut, frate? Nu spune că n-au ieșit din grupă. Leverkusen au ieșit din grupă și au pierdut cu Borussia Dortmund. Mamă, mamă, cât ghinion. Suntem acum în campionatul Indiei, unde Leverkusen a fost pe primul loc,
din nou o competiție cu semifinale, a ajuns Leverkusen în finală. Wow, nu pot să cred. Leverkusen pierde campionatul în India. Ce se întâmplă cu episodul ăsta? Ei bine, băieți, voiam să mai introduc o nouă regulă, dar pe care nu pot să o aplic aici, pentru că Leverkusen a pierdut campionatul. Pentru că majoritatea campionatelor au jucători care sunt mai slabi decât cei de la Leverkusen. De fiecare dată când Leverkusen va mai câștiga un campionat, are opțiunea să semneze orice jucător din lume care valorează sub 100 de milioane de euro. Din păcate, asta nu se poate întâmpla aici, dar haide să continuăm cu campionatul Italiei. Unde, după părerea mea, Leverkusen nu are mari șanse, ținând cont că n-a câștigat nici măcar campionatul din India. E momentul să aflăm cum s-a descurcat Leverkusen în Italia, în Serie A, timp și... Doamne, iartă-mă, deci asta e Leverkusen, conform FIFA. Conform FIFA, Leverkusen e o echipă de locul 8 în toate ligile astea, în afară de... Bundesliga. Roma câștigă campionatul, nici măcar Juve sau Milan sau Inter. Roma, Leverkusen pe 8. Milan ia Cupa Italia și am băgat pe Leverkusen în Conference League și nici măcar Conference n-au reușit să câștige. Nu pot să cred așa ceva. Au pierdut cu Brighton în runda 16-a. Incredibil. Deci am băgat efectiv în Conference, că am zis că băi, poate Conference câștigă și ei. Incredibil, au pierdut. Mergem la următoarea ligă. Am ajuns și la campionatul olandez, unde trebuie neapărat să câștige Leverkusen. Efectiv, dacă nici aici, atunci nu știu unde. Hai să vedem. Nu ar trebui să fie în locurile astea 7, 6, trebuie top 3 cel puțin. Ajax e pe 3. Feyenoord pe 2, Leverkusen pe 1. Ok, la un punct, adică s-au chinuit. În sfârșit mai câștigă Leverkusen un campionat. Cupa niciodată nu iau efectiv. I-am băgat și în Champions League, unde au ieșit pe primul loc din grupă, însă au pierdut cu Real Madrid. Cel mai bun jucător din Eredivisie este Lozano, însă v-am zis de regula aia cu jucătorul de sub 100 de milioane. Iar alegerea mea este Donnarumma de la PSG, care valorează 40 de milioane. Bine ai venit la Leverkusen. În campionatul Norvegiei, Leverkusen a fost campioană, a luat și cupa chiar în fața echipei pe care o controlam. Iar în Champions League, Leverkusen a ieșit pe locul 2 din această grupă, apoi a reușit să treacă în runda 16 pentru prima oară de o echipă de Newcastle, a reușit să treacă și în sferturi de Atletico Madrid, însă au pierdut în semifinale cu Manchester United. What the fuck? Finală Manchester United, Manchester City. Tare, dar foarte nerealist. Și din nou folosim opțiunea celor 100 de milioane pentru a transfera pe Virgil van Dijk, care valorează mai puțin de 40 de milioane. Și așa arată Leverkusen în acest moment, cu Virgil van Dijk, Alderweireld și Donnarumma aduși în plus. Pe banca de rezerve avem pe Banega, Lechi, Vaz, Soleci și Oscar. Haide să vedem ce se va mai întâmpla. Și am mers la campionatul Poloniei, unde... Incredibil, Lech Poznan reușește să câștige. Nu-mi vine să cred. Leverkusen de-abia pe 2. Și echipa pe care am controlat-o, Piast Glice, cred că a câștigat Cupa Poloniei sau nu știu ce e asta. Deci Leverkusen nu câștigă Cupa Poloniei. A fost în Champions League, unde a ieșit pe primul loc din grupa ei. A câștigat cu Dortmund, însă a pierdut cu Real Madrid în sferturi, da. Din păcate, un nou sezon eșuat pentru Leverkusen. Așadar, urmează un alt test mare pentru Leverkusen, și anume campionatul Portugaliei. Sper să-l fi reușit să-l câștige cei de la Leverkusen. Da, au reușit. Și hai să vedem ce au făcut și în celelalte competiții. I-am băgat din nou în Champions League și nu au prins finala. Au ieșit oare din grupa lor, da, pe locul 2. Apoi au pierdut cu City 8-2, ok. Hai să luăm pe cineva. Sunt câțiva jucători buni din campionatul Portugaliei, dar sincer aș prefera să iau pe cineva de sub 100 de milioane. Așa că am decis să-l iau pe Lewandowski la Leverkusen și Robert costă doar 15 milioane, așa că e un transfer perfect. Leverkusen câștigă și campionatul în Irlanda și Leverkusen a pierdut cu Real Madrid în Champions League. Și ne mai folosim jucătorul de sub 100 de milioane, 70 de milioane valorează în acest moment Eder Militao, care vine la Leverkusen. Așa arată echipa în acest moment, după părerea mea, senzațional, și este bine pentru că mai e puțin și vine ultimul dintre cele top 5 campionate din lume, și anume campionatul Spaniei.
și trebuie să fim pregătiți pentru el. Uitați-mi de Lewandowski. Și m-a adăugat pe Leverkusen și în campionatul Republicii din Coreea de Sud, unde au ieșit din nou campion, deci mai adăugăm încă un jucător la ei. Și l-am luat pe Bruno Fernandes, care valorează 70 de milioane de euro. Și cam așa arată Leverkusen în acest moment. Și urmează acum să o avem pe Leverkusen în România. Și haideți să vedem dacă Leverkusen a reușit să o învingă pe FCSB în Superliga României. Ei bine, în campionatul regulat, da. Și la fel și în play-off. Mă așteptam la o surpriză, chiar mă gândeam cum ar fi. Leverkusen câștigă și Cupa României, ne-au cam dominat, ia să vedem. În Champions League, unde au pierdut, mă, frate? Băi, nu cred că au ieșit din grupă. Wow, locul 3 în Champions League, dar au câștigat Europa League, ceea ce este bine. Și pentru că au câștigat Europa League-ul, vom mai avea încă o chestie. Deci avem voie să luăm un jucător de sub 100 de milioane, pentru că am luat campionatul în România, și de asemenea să luăm un jucător din Europa League, de la o echipă care a fost în Europa League. Și în Europa League-ul ăsta am avut echipe foarte bune, ca Liverpool, da, și cred că să iau pe cineva de la Liverpool. M-aș putea să mai iau și de la AC Milan, că a fost în finală, dar o să iau pe cineva de la Liverpool și cineva de sub 100 de milioane. Nebunie ce facem cu Leverkusen. Îl vom lua pe Joshua Kimmich de la Bayern München, care valorează 60 sau 70 de milioane, nu știu sigur. Și de la Liverpool o să luăm pe Salah. Și în momentul ăsta Leverkusen pare aproape de nerecunoscut. Și ajungem așadar la campionatul din Arabia Saudită, unde putem să-l furăm pe Ronaldo. Dar haideți să vedem dacă Leverkusen reușește să câștige acest campionat. Da, 80 de puncte peste Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad și așa mai departe. Haideți să luăm pe cineva din Arabia Saudită. Chiar dacă aveam variante mai bune ca Neymar, Benzema, Mahrez, îl luăm pe Ronaldo, ce să mai. Am ajuns la campionatul Scoției, unde Leverkusen a terminat pe primul loc, la fel și în play-off. Și am adăugat în Champions League, unde a fost pe primul loc în această grupă și au pierdut cu Napoli. What? Și dacă tot nu l-am luat din Arabia Saudită, îl luăm acum Neymar, care valorează 45 de milioane, vine și la Leverkusen. Această echipă cred eu că este pregătită de a fi în La Liga și sper să câștige campionatul. Efectiv arată senzațional. Trebuie să câștige și campionatul, sper eu, și Champions League-ul, pentru că mai bine de atât n-am cum să fac. Așadar este momentul să vedem dacă Leverkusen reușește să câștige campionatul Spaniei. Sevilla vedem că e pe locul 17, Athletic Bilbao pe 13, Real Betis pe 14, Girona pe 12. Să sperăm că nu vedem pe Leverkusen aici cum am văzut-o în Premier League sau în alte campionate în Franța. A fost foarte dezamăgitor. Deocamdată suntem bine. Locul 6 Celta, locul 5 Real Sociedad. Nici măcar top 3, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Atletico Madrid, Barcelona și Real Madrid, da. N-ai ce să le faci, frate. Efectiv, n-ai ce să le faci. Sunt prea buni. Sunt prea buni. Nici măcar Cupa Spaniei și în Champions League am auzit în semifinale. Din păcate City ne-a bătut, da. Ah, dezamăgitor. Și Leverkusen reușește să câștige campionatul în Suedia. Și Leverkusen pierde din nou în runda 16 în Champions League. Și vom lua pe Kroos de la Real doar așa, nu știu. Habar n-am pe cine să mai iau. Leverkusen câștigă campionatul și în Elveția. 93 de puncte, cred că cele mai multe de până acum. Și din păcate sunt eliminați de Manchester City, firarii de Manchester City, în sferturile Champions League. De cât poate să le fur portarul, pentru că și așa sunt foarte buni. Ederson valorează doar 40 de milioane. L-am luat la Leverkusen, să fie și el acolo. Și facem asta pentru că este ultima oară când Leverkusen va fi într-o ligă din Europa. Îi vom băga în Liga Turciei și mai rămâne doar Liga Statelor Unite, unde vom vedea dacă poate Leverkusen să o bată pe Inter Miami. Haideți să vedem dacă câștigăm Champions League-ul ăla odată. Leverkusen reușește să câștige campionatul în Turcia și îi trebuie la doar 3 puncte de Galatasaray. Cupa o ia Galata și Champions League-ul, da, nici măcar în semifinale n-au mai ajuns. Ah, ce a făcut, mă, Leverkusen? Locul 3, mă. Băi, locul 3 m-a fost Copenhaga pe 2. Lasă, naibii. Au pierdut finala Europa League, da. Bun, cam asta a fost cu Europa, ultima ligă din FC24, Liga Americană. Hai să vedem ce se întâmplă. Și în ultimul campionat din FC24, Leverkusen reușește să câștige titlul și competiția per total, da. Deci în total Leverkusen a câștigat nu știu câte campionate, dar presupun că peste 15.
Oricum, dacă le-ați numărat, scrieți în comentarii. Cam ăsta a fost episodul, a fost un experiment destul de interesant și dacă mai doriți aceste tipuri de clipuri, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Până data viitoare, am fost Leo Van Pat. Ciao, ciao!